Maia Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, a devenit prima femeie președintă de țară în istoria Moldovei, dar și prima șefă de stat în spațiul CSI. Maia Sandu a câștigat detașat turul 2 al scrutinului prezidențial cu 57% față de 42% din sufragii acumulate de contracandidatul ei, Igor Dodon. Astfel, Maia Sandu a devenit al șaselea președinte de țară. Maia Sandu are 48 de ani și a apărut în viața politică a țării în 2012, când a fost promovată în funcție de ministră a educației de Partidul Liberal Democrat de Moldova. În iulie 2015, PLDM a propus candidatura Maiei Sandu la funcția de prim-ministru, însă Partidul Democrat și Partidul Liberal au refuzat să discute cu ea. În anul 2016, Maia Sandu a întemeiat o nouă formațiune politică, Partidul Acțiune și Solidaritate, iar în 2016 candidează la funcția de președinte al Republicii Moldova. La alegerile parlamentare din 2019 câștigă detașat pe circumscripția Uniunii Nominală numărul 50. Renunță la mandatul de deputat pentru fotoliul de premier, iar după 5 luni de aflare în funcție, deputații socialiști și democrații au acordat vot de neîncredere guvernului condus de Maia Sandu. Dragi prieteni, oameni din satele și orașele din Republica Moldova, oameni din diaspora, voi ați îndut. Victoria este a dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru mobilizarea uimitoare. Vă mulțumesc pentru încrederea enormă. Vă mulțumesc pentru unitatea pe care am reușit să o creăm împreună în această campanie. Vă promit să prețuiesc și să consolidez această unitate. Am spus de fiecare dată, oamenii Moldovei sunt buni și corecți. Răbdarea lor a fost pusă la încercare de prea multe ori. Sunt mândră de moldoveni. Când se unesc, ei pot face orice. Maia Sandu a mulțumit oamenilor pentru încredere și a spus că printre prioritățile ei sunt alegerile parlamentare anticipate, salvarea economiei, restabilirea bunelor relații cu România, Ucraina și Uniunea Europeană.